Jandarmii la datorie. Sâmbătă 3 noiembrie anul curent, în jurul orei 13, o patrulă de jandarmerie l-a depistat în Piatra Neamț pe strada Dimitrie Leonida pe M. Virgil, de 36 de ani din Piatra Neamț, pe numele căruia fusese emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani pentru comiterea infracțiunilor de lovire, distrugere și ultraj contra bunelor moravuri. Judecătoria Piatra Neamț a emis mandatul în data de 25 octombrie anul curent, infracțiunile săvârșite de acesta având loc în special în zona unor instituții de învățământ. În momentul în care a fost depistat de către jandarm, acesta a fost calm, nu a opus rezistență, fiind condus și predat IPJ Neamț.